desde que me tivesse gratado. Să fie clar. În așteptarea jarului, care o să fie jar din lemn de prun. Zici că e foc de tabără. De nu se vede flacăra sus, dar suntem pe drumul cel bun. În așteptarea grătarului. Pentru că și Sony, bineînțeles, că are și el o bucățică de friptură. Prima șarjă. Dar bine, așteptați o pență să tăiem 7 porci, 30 de găini, așa, subțirel, de vară, da? Hai că arată bine. A mai apărut un produs nou pe grătar, da? Și să vedem ce mai apare. Și piesa de rezistență. Ultimul produs, micii. Toate produsele sunt luate de la Selgros și sunt foarte bune. Deja înghit în sec. Acum Sony așteaptă să-i se facă și lui fripturica, că mănâncă și el friptură de pui. Da, e așa, Sony? Mâncăm și noi doar la ocazii, nu așa toată ziua, bună ziua. Da, bineînțeles, Sonuțu. Și păzește-l aici grătarul, că na, vă dați seama. Și între timp mănânc o salată, adică niște iarbă. Tă bună! Astăzi este sărbătoare, prima zi de Paști. Acum, voi cam ce credeți că poate să facă Dolia, angajata principală acestei livezi? Deci dacă ea când trebuie să muncească, doarme. Vă dați seama acum că este sărbătoare, ia o mică pauză, așa, se odihnește, se... Nu știu, pentru ziua de mâine, unde va dormi și mai mult, da? Sonici că n-ar fi de acord ce zic eu, dar asta e realitatea. Și uitați un pic, nici măcar nu mă bag în seamă. Ia, stați un pic să dau așa, ia. Deci doarme de-a binele. N-are niciun stres. Am mâncat, bineînțeles. Na. Să nu mă întrebați cu cât o plătesc, o plătesc cu bani grei, ce să mai vorbim, da?